Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un proiect de lege a fost aprobat de Comisia de Buget din Camera Deputaților și merge înainte. Prevede impozitarea unică cu 10% pe bacșișul lăsat de clienți la cărciumi. Și practic legalizarea bacșișului. Ce prostie. De ce prostie, mă? Prostie, de ce să impozitezi bacșișul? Păi, dar de ce să nu impozitezi? Stai puțin. E plăcerea mea să las ceva cuiva care m-a servit frumos ca lumea. Dar nu este interzis bacșișul. Niște bani impozitați pe care am plătit impozit, e un cadou. A, e la dublă impozitare. Înțelegi? Și te duci la dublă impozitare, că mi-au impozitat mie, îi dau lui Luca... Că Luca a venit și mi-a adus 5 mici ca lumea. A fost drăguț. Înțelegi? Deci, practic, sunt de acord. Noi, când luăm bani impozitați, da, să nu mai plătim, să nu mai plătească și comercianții impozit. Când cumpărăm salam, de exemplu. De ce să mai plătească și eu la salam? Că am plătit impozit deja pe banii ăștia, nu? Aia e o activitate comercială, ce trebuie impozitată. Și ăsta care câștigă niște bani, pur și simplu, nu trebuie? Nesemnificativ. Dar tu, cum adică nesemnificativ? Dar tu când muncești și iei bani, da, pentru munca ta, îți impozit. Da. Și omul respectiv, dacă ia bani, nu trebuie să plătească taxe? Are logică ce spui tu. Aha. Dar ce spun eu e că nu poți să-l impozitezi plăcerea mea de a-i oferi un cadou. Nu, impozitezi cuiva plăcerea care... lui de a primi banii. Asta nu e altceva. Deci statul are grijă cine are plăcerea cea mai mare. Eu zic că plăcere mai mare are ăla care încasează, nu ăla care, da, dă. Și atunci fie de dragul lor, sunt unii simpatici. Taxă pe plăceri. Băi, de ce să-l întristeze? Adică câștigă și omul pe seară 100 de lei și strici seara că iei 10 lei. Să dea la stat 10 lei. Nu se face. Păi tu când câștigi 100 de lei, știi cât plătești la stat? Da, mult mai mult. Dar tocmai ca să am libertatea să-i dau lui bacșiș. Dacă tot ai pus problema de cadou, să ajungă să-și facă liste de alea de dorințe, știi, ca la nuntă. Uh-huh. Ospătarul vine și zice, mi-aș dori ceas, da, o cămașă, da, pantofi. Pentru ce doriți să contribuiți? Da, uite, dacă îi dau o pereche de pantofi, se impozitează? Habar n-am, presupun că legal cadouri peste o anumită valoare se impozitează și ele. Păi vezi că am zis cadouri. Da. Și atunci îi las un cadou de 10 lei. Dacă de ce vrei să încerci, da. Au șeful, n-am 10 lei să-ți dau o șpagă, dar nu vrei pantofi ăștia. Uite, nu mai avem timp acum, dar poate facem o dezbatere pe tema asta, că ar fi tare interesant. Telefon puțin crăpat, dar mai merge. Cu 2-3 mese și strângeți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.